Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Flash Monden. Nu-mi vine să cred cât de repede a trecut și săptămâna asta și gata, vine weekendul. Ce-au mai făcut vedetele zilele acestea? O să vedeți imediat. Iuliana Marciuc e mândră foc. Băiatul ei a ajuns în lumina reflectoarelor și joacă în serialul Wednesday. Ce spune vedeta despre viitorul fiului? Aflați la Flash Monden. Astrele sunt din nou de partea noastră, dar trebuie să fim cu băgare de seamă. Ce ne rezervă pentru săptămâna viitoare? Aflați în această seară. Megan Fox și Machine Gun Kelly se pare că și-au spus adio. Ea e teribil de supărată, iar pe rețelele de socializare l-a șters cu totul din viața ei. Așa mândrețe de flăcău să tot ai! David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc, a moștenit din plin veleitățile artistice ale părinților săi. Mezinul celebrului cuplu cochetează mai nou cu actoria. David se mândrește la doar 17 ani cu apariția surpriză în superproducția Wednesday, serial regizat de legendarul Tim Burton. Ce spune mama lui despre această performanță, aflăm chiar de la ea. David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, și-a făcut la 17 ani debutul în cinematografie și nu în orice film. David a făcut figurație în Wednesday, pelicula de mare succes pe care Tim Burton a filmat-o în România, o continuare a poveștii familia Adams. Își dorește să devină actor? După ultima lui apariție, alea două cadre, totuși e un film de succes. De mare succes! A făcut figurație într-un film de mare succes și s-a bucurat și ne-am bucurat să-l vedem în două cadre, ceea ce este extraordinar, pentru că a fost unul dintre cei 200 de elevi ai școlii, familiei Adams. Ce mai încolo și încoace, David a dat lovitura, căci a apărut în Wednesday alături de faimoasa Catherine Zeta-Jones. Are ceva stofă de actor și promite încă de pe acum. N-a fost pentru prima oară când s-a aflat în fața camerelor de filmat și tare i-a mai plăcut. A făcut un film de scurt metraj la Academia Studiourile Buftea și am fost la lansare înainte de anul nou, ceea ce a fost într-adevăr o bucurie pentru noi, într-un mall, lansare, în cinematograf. Nu știu dacă va face o meserie din asta, dorește să joace, îi place să joace, dar nu știe încă dacă va rămâne la stadiu de hobby sau nu. Mare un an să se hotărească, deocamdată face Academia de Teatru în fiecare weekend, Academia de Film și Televiziune în fiecare weekend și să vedem ce va decide. David este fascinat de televiziune, muzică și actorie. Acum rămâne de văzut ce va alege în viitor. Mama lui nu-l obligă la nimic, ba din contră. I-a dat mână liberă să aleagă după bunul plac. Cu cine seamănă? Cu mama, cu tata? Merge în televiziune, merge de cântat, nu cântă? Să vedem. De cântat, în clasa întâi a făcut ore de canto și Cristina Manoliu mi-a spus atunci că are voce, că are ureche, dar el după câteva ședințe a spus că nu-și dorește. Ok. Oricum, important este să aleagă și zic eu să aleagă cu sufletul, pentru că cel mai important este să faci ce-ți place. Brad Pitt a ajuns din nou personaj controversat. La premiera filmului Babylon, în care întruchipează personajul principal, s-a discutat cu aplomb despre ținuta lui. Îl analizăm imediat la rubrica Așa da, așa nu. Ne așteaptă o săptămână plină ochi și trebuie să fim cu băgare de seamă. Ne facem planuri sau nu? Avem grijă la ceva? Ne aventurăm sau stăm potoliți? Ce trebuie să facem? Astrele mereu ne îndrumă, așa că ciuliți urechile. Începe rubrica Scrie-n staruri. Bun găsit! Cu soarele în pești, sunteți emotivi, sensibili și înclinați către spiritualitate. Doriți să vă exprimați metaforic. Poate chiar mulți dintre voi își vor descoperi talente pe zona poeziei, picturii sau poate a teatrului. Este un moment magic pentru voi, pentru că vă descoperiți anumite talente neașteptate. Cu Venus în berbec,
Sunteți îndrăzneți în dragoste, dar și pe zona financiară. Luptați mult mai mult pentru ceea ce considerați că vi se cuvine. Poate chiar să fiți un pic certăreți atunci când considerați că vi se fac nedreptăți. Haideți să vedem ce fac zodiile noastre, având în vedere că avem aspecte destul de mult în contradictoriu. Berbec, vă îngrijiți mult mai mult de sănătatea voastră, aveți timp să vă faceți poate anumite tratamente de înfrumusețare și vă preocupați să vă organizați mai atent timpul. Aveți și idei extravagante pe care le împărtășiți cu prietenii voștri. Momentul să vă îndrăgostiți și să vă bucurați de viață. Taur, în această săptămână sunt multe personaje noi care apar în viața voastră și care ar putea să vă schimbe sentimentele, să nu știți ce se întâmplă cu voi. Poate să fie dragoste la prima vedere sau pur și simplu să reapară anumite persoane din trecut care să vă schimbe viziunea asupra vieții. Ascultați-vă intuiția pe sectorul financiar. Gemeni, aveți răbdare în această săptămână, în special dacă vă preocupați de examene, interviuri sau doriți să vă luați anumite calificări. Este important să ascultați ceea ce vi se transmite, pentru că posibil să înțelegeți greșit, să vă grăbiți și să dați un răspuns eronat. Dacă plecați în călătorie, veștile sunt bune pentru voi. Rac, în această săptămână sunteți preocupate de zona profesională. Doriți să vă reinventați și să veniți cu o soluție nouă pe care să o expuneți superiorilor voștri. Reușiți acest lucru și puteți să aveți succes. Mai multă atenție cu sănătatea. Leu, în această săptămână lucrurile sunt mult mai bune pe zona relațiilor. Reușiți să comunicați de la suflet la suflet și să-i atingeți pe cei din jur cu sensibilitatea voastră. Pregătiți și surprize pentru prieteni și chiar aveți niște întâlniri interesante. Entuziasmul și cheful de viață sunt la cote maxime. Fecioară, foarte multe schimbări la locul de muncă, iar aceste schimbări ar putea să vă strice viața personală sau să vă încurce timpul dedicat familiei sau cu prietenii. Este important să învățați să refuzați, să spuneți nu sau să negociați și în interesul vostru. Evitați să vă sacrificați pentru job sau pentru persoane care sunt nerecunoscătoare. Balanța, răsturnări de situație și idei neașteptate, super captivante, pe care le puneți în aplicare și cu care aveți foarte mari șanse să atingeți succesul. Sunt și ceva persoane care vă susțin inovația și progresul, iar lucrul acesta poate să vă aducă și mai mare încredere. Aveți încredere și în dragoste, unde apar tot felul de persoane noi, vă puteți îndrăgosti. Scorpion, nativii Scorpion au o săptămână agitată. Poate că nu ar strica să vă faceți un plan foarte bine organizat, să fiți eficienți și să nu lăsați nimic de pe zi pe alta, deoarece când vă așteptați cel mai puțin, ar putea să mai apară și altele de rezolvat. Săgetător, în dragoste lucrurile stau mult mai bine. Poate că reacția voastră din ultima perioadă a schimbat și atitudinea partenerului. Cei care sunt la început de drum în relații ar putea să aibă surprize frumoase. Cei care au copii, de asemenea, sunteți puternic impresionați de aceștia. Capricorn, este o săptămână agitată în legătură cu familia. Poate că nu ar strica dacă ați acorda mai multă atenție nevoilor celor din familie, pentru că acolo sunt neclarități și poate că multe lucruri de rezolvat. Faceți curățenie atât la birou, printre acte, dar și acasă, în bibliotecă sau printre documente. Vărsător, o săptămână în care vă gândiți la călătorii, dar și la studii. Aveți o sete de cunoaștere extraordinară. De asemenea, banii vin către voi și reușiți să îi direcționați într-o zonă foarte bună, pentru că aceștia se înmulțesc. Deveniți investitori peste noapte. Pești, sunteți destul de empatici în această săptămână și vă dedicați foarte mult din timpul vostru spre ajutorul celorlalți. Munciți cu spor, aveți rezultate bune, vă îmbunătățiți chiar și relația cu superiorii, dar și cu colegii și în timpul liber vă faceți programul de așa natură încât să vă sunați și frații să povestiți cu aceștia despre ceea ce se întâmplă în viața voastră.
În această săptămână este important să vă concentrați toată atenția pe obiectivele voastre, să nu le scăpați din ochi și să vă organizați cât mai bine. Berbecii au o săptămână în care sunt favorizați, iar scorpionii ar fi bine să fie un pic atenți, deoarece sunt vulnerabili. Stelele să se alinieze favorabil pentru voi și săptămâna să fie magică, iar toate planurile voastre să aducă rezultate excepționale. Plecăm departe acum, peste ocean, direct la premiera de film. Protagonist, Brad Pitt. Cum era de așteptat, a fost cel mai discutat de pe covorul roșu. Iar acum, la rubrica Așa da, așa nu, disecăm toate ținutele. Iubitor de modă, bine v-am regăsit în platoul Așa da, așa nu. Ce faceți? Cum sunteți? Toate bune și frumoase acolo, pentru că aici este cald și bine. Poate putem să mai pornim un aer condiționat, așa să stăm ca la mare, ca la soare, dar oricum zâmbim pentru că avem de ce și mai ales pentru că alături de mine este o invitată dragă mie, Cristina Teleptean, fashion stylist. Bună seara! Salutare! Ce faci, cum ești? Foarte bine, tu cum ești? Ah, perfect! Extraordinar de bine! Ești în negru, asta înseamnă că astăzi o să dai numai așa nuri? Nu, sunt sobră astăzi. Am înțeles. Discret, deci, s-ar putea să dai și așa dauri. Da, așa am așa venit pregătită să văd și ceva frumos, să-mi plac. Perfect, păi hai să începem. Zic să nu mai așteptăm. Los Angeles este destinația noastră de astăzi, unde avem bilete VIP pentru premiera filmului de comedie dramă Babylon. Celebritățile nu s-au lăsat prea mult așteptate pentru a onora invitația organizatorilor. De exemplu, frumoasa Kelly Rowland a optat pentru un designer olandez pentru ținuta ei, roșu pe covorul roșu, pentru care primește Așa da sau așa nu. Un designer olandez care mi se pare spectaculos de fiecare dată când îi văd creațiile. Îmi place foarte tare creația, îmi plac elementele, texturile, ce se întâmplă în zona umerilor, dar parcă îmbătrânește oarecum rochia asta, parcă ea are 41 pic de ani, parcă e prea matură. Nu știu, parcă are 50. Adică este prea înfofolit acolo, se vede că are o siluetă frumoasă, dar nu o vedem. Adică e ascunsă, nu e acolo. Nu mi se pare că o pune în evidență. Ba chiar mai primește câțiva ani. Nu. Și atunci primește? Așa, nu. Așa, am început în forță, cum s-ar zice. Eizan Gonzalez nu a putut rata invitația de a participa la această premieră, astfel că ea și-a făcut apariția cu Little Black Dress, de care vorbeam eu, o pereche de platforme și cercei argintii. Așa da sau așa nu pentru modul în care a defilat pe covorul roșu? Așa da, pentru... Se poate? Da, se poate și simplu și să arate bine. Nu este o apariție senzațională, nu este nimic ieșit din comun. Cred că a mizat pe frumusețea ei, a zis, sunt eu destul de frumoasă, îmi iau ceva acolo pe mine și e ok. Nu și-a dat neapărat interesul, dar pentru ea e simplu. Când ești frumos, pui ceva acolo și ai scăpat. Deci, așa da, pentru lejeritatea cu care poartă ținuta asta simplă și pentru frumusețe. Corect. Și o să încheiem cu Brad Pitt, este personajul principal masculin din acest film, astfel că mă așteptam cumva la mai mult din partea lui pentru apariția de pe covorul roșu. Am dreptate sau nu? Nu pot să fiu obiectiv aici, pentru că Brad Pitt e crush-ul meu din totdeauna, adică orice pune pe el este așa da. Deci să-i dăm un telefon după, dacă înțeles. Dar, sincer, ce aș mai fi pus un pic așa, să fie și mai și, ori o pereche de ochelari cu rame mai groase, ori mustața lui, cea din film, ceva parcă lipsește în zona în capului. Simt că se lipsește ceva, da, dar îmi place luciul sacoului foarte tare, al costumului, îi vine foarte bine, îmi plac chiar și pantofii, per total este, sunt subiectivă, îmi place. Am înțeles, deci primește așa da din partea ta, pentru că din partea mea o să primesc așa nu și o să vă spun și de ce. Mi se pare că și pantalonii și sacoul sunt ceva mai mari decât are el nevoie. Cămașa la fel, pentru faptul că nu a încheiat-o, mi se pare că este mult prea largă în zona gâtului.
Cum să ne înțelegem, mai are 31 pic de ani, că mai mers acolo așa în vârstă puțin. Aș fi preferat să îi văd cămașa încheiată la cât, nu neapărat cu o cravată sau poate o cravată subțire, dar cumva e și un eveniment destul de important, dar pentru că este personajul principal masculin din film. Așa nu primește din partea mea, dar se întâmplă și la case mai mari. Asta este. Dacă vrei, vorbim cu el după emisiune. Sigur, ca să fim telefon, fericită. Da. Mulțumesc mult de tot că ai fost alături cu de mine drag, și abia aștept să ne revedem. Așa facem. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară spectaculoasă. Megan Fox și Machine Gun Kelly par să nu mai formeze un cuplu. Diva l-a șters cu totul din viața ei virtuală și a mai și postat un mesaj plin de subînțeles. Ce s-a întâmplat între cei doi aflăm imediat după publicitate. Revenim! S-a rupt lanțul de iubire sau e doar o furtună într-un pahar cu apă? Uite că unul dintre cele mai frumoase cupluri de peste ocean, Megan Fox și Machine Gun Kelly, ține pe jar presa mondială. Se pare că cei doi s-au certat atât de tare încât s-a ajuns la despărțire. Ea a șters tot ce avea legătură cu el de pe rețelele de socializare și s-a ascuns acum departe de ochii presei. Au ținut primele pagini ale ziarelor luni de zile. Dragostea lor n-a pornit tocmai cu dreptul. Megan Fox și-a lăsat soțul, copiii și, nebunită de amor, l-a urmat pe Machine Gun Kelly. Pe orice covor roșu au pășit, au tăiat răsuflarea și chiar păreau să fie suflete pereche. Nu e de mirare că a venit și cererea în căsătorie. Machine Gun Kelly s-a dat peste cap pentru doamna lui. Inelul a fost evaluat la peste 500.000 de dolari și a fost gândit bucată cu bucată. Este un smarald columbian pur, fără tratament. A fost doar sculptat în lacrimă, direct din mina. Conceptul este că inelul se poate desprinde pentru a face două bijuterii. Când sunt împreună, ele sunt ținute la un loc de un magnet și formează o inimă. Știu că tradiția este un singur inel, dar l-am proiectat să fie două. Smaraldul, piatra ei de naștere, și diamantul, piatra mea de naștere, așezate pe două benzi magnetice de spini care se unesc ca două jumătăți ale aceluiași suflet, formând inima care reprezintă iubirea noastră. Inelul, într-adevăr, este o splendoare, dar are un secret pe care doar Machine Gun Kelly l-a știut și l-a dezvăluit iubitei abia după ce bijuteria a ajuns pe degetul ei. Dacă încearcă să-l dea jos, doare. Dragostea este durere. Ehe, și așa se pare. Dragostea chiar poate să fie dureroasă, din păcate. Cei doi n-au mai fost văzuți împreună de la premiile Grammy. Inițial, n-au dat nimic de bănuit. Se gândea lumea că probabil porumbeii vor să stea departe de ochii lumii. Megan Fox a fost însă cea care a ridicat semnele de întrebare. Cum obișnuiește să-și împartă viața cu fanii de pe rețelele de socializare, a postat un mesaj tulburător. Poți simți minciuna. Este în toată suflarea ta. În plus, a șters toate pozele cu ei doi de pe rețelele de socializare și și-a închis și contul. De cealaltă parte însă, Machine Gun Kelly încă păstrează aparențele. Totul e la locul lui pe conturile sale, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cine știe, poate speră ca Megan Fox să revină la sentimente mai bune. Singurică a recunoscut că știe ce are acasă. A-l iubi pe el este ca și cum ai fi îndrăgostită de un tsunami. Mie, sincer, îmi pare rău că au ajuns la despărțire. Erau tare frumoși împreună. Gata, ediția de astăzi se încheie aici. Până data viitoare, vă invit să ne urmăriți și pe conturile noastre de Instagram și TikTok. V-am pupat!